Și dacă tot am văzut ce a făcut Viorel Foc și avem și o cronologie a violențelor din partidul din care acesta provine, de altfel violențele au adus condamnarea repetată a AUR de către alte partide politice și de organisme ale societății civile. În prim planul scandalurilor a stat tot timpul liderul extremiștilor George Simion, cel care nu s-a despărțit de comportamentul de huligan din tribunele stadioanelor și l-a aplicat și la tribuna Parlamentului. Un astfel de scandal a avut loc chiar cu fosta colegă între ale extremismului Diana Șoșoacă. În decembrie anul trecut, când se dezbătea legea bugetului, cei doi au fost la un pas să se bată. Ba Simion chiar a lovit-o pe Șoșoacă peste mână și a aruncat telefonul. Te agresezi sexual, scurafo, scurafo. Te agresezi sexual, scurafo. În februarie 2022, George Simion l-a îmbrâncit în Parlament pe ministrul energiei, Virgil Popescu, și l-a luat de gât, strigându-i că e un hoț. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion! Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion, domnule președinte! Iar cu câteva luni mai înainte, liderii AUR, în frunte cu George Simion, l-au îmbrâncit pe senatorul PNL Daniel Fenechiu și au intrat cu forța în ședința reunită a Comisiei de Sănătate și Comisiei Juridice. George, nu poți să intri. Spun românește, nu poți să intri, când începem asta, intrăm în ședință. Dar e publică ședința. Domnule, m-am spus. E publică ședința. E publică, nu e publică. E publică ședința.